Eu vreau astăzi să anunț oficial începerea reparației clădirii președinției aici în centrul Chișinăului. După cum cunoașteți, această clădire a fost devastată în urma tentativei de lovitură de stat din aprilie 2009. Au trecut 9 ani și cu regret nimeni din conducerea care a fost în acești ani nu a făcut nimic pentru a finaliza lucrările de reparație. Această clădire este un simbol al statului, simbol al statalității. Nu este doar clădirea în care se află președinția. Este simbolul statului în care a fost votată și au avut loc primele ședințe ale Parlamentului atunci când a fost creată Republica Moldova ca stat independent. Imediat după ce am fost ales în funcție de președinte al Republicii Moldova de către poporul țării noastre, am promis că voi face tot posibilul ca să reparăm această clădire. Înțelegând că statul, bugetul de stat, are alte priorități, școli, drumuri, grădinițe, pensii, salarii, atunci am spus că voi face tot posibilul ca să găsim surse externe pentru reparații. Începând cu luna ianuarie anul trecut, m-am adresat la mai mulți parteneri externi și sunt bucuros să anunț că Turcia, președintele Turciei, domnul Erdogan, a răspuns solicitărilor noastre și s-a oferit să acopere integral reparația acestei clădiri. Astfel, atât pentru reparație, cât și pentru mobilă, ceea ce este de asemenea foarte important, statul nu va cheltui niciun leu. Au avut loc toate procedurile legale lansate de guvernul Turciei. În Republica Moldova, de mai mulți ani, activează agenția de stat a guvernului Turciei TICA, conducerea care este lângă mine. Vreau să vă spun că pe parcursul la două decenii de către această agenție au fost implementate mai multe proiecte în Republica Moldova. Este vorba de sute de proiecte, de zeci și zeci de milioane de dolari. În Găgăuzia și în alte regiuni, inclusiv aici în municipiul Chișinău. Eu vreau să le mulțumesc pentru aceea că au acceptat să ne ajute și la această solicitare. Preconizăm și sperăm foarte mult că lucrările de reparație se vor finaliza în luna august. Astfel, vreau și cu această ocazie să invit oficial pe domnul Erdogan pentru a inaugura această clădire, pentru a finaliza reparația la sfârșitul lunii august. Sper foarte mult că dumnealui va accepta pentru data de 27 august, ziua independenței. Într-o zi simbolică, importantă pentru cetățenii noștri, va fi inaugurat acest simbol al statalității Republicii Moldova, al statului, cu suportul prietenilor noștri, prietenilor strategici, guvernul și președintele Turciei. Atunci când am început să aflu detalii despre necesitatea de resurse financiare pentru reparația acestei clădiri, din partea statului, din partea celor care se ocupau, vorbeau de niște sume fabuloase. Vorbeau de sute, nu o sute, dar 200-300 milioane de lei necesare pentru reparații. Eu atunci am venit în coace și m-am uitat și am spus că voi cam mult vreți. Și așa s-au cheltuit banii aici, pe parcursul anilor 2010-2011, și noi încă trebuie să ne clarificăm cum s-au cheltuit și pentru ce. Dar asta este altă întrebare, nu ține de colegii din Turcia. Noi, atunci când am lansat necesitatea și mesajul către parteneri, nu am spus cât costă. Noi am spus că avem o clădire care vrem să o reparăm. Pentru a evita speculațiile, că uite, au venit bani pe contul președinției, s-au cheltuit nu știu cum și nu știu pentru ce, noi nu primim nicio sumă banească.
Noi am rugat partenerii, ei au spus că ei au luat proiectul, a durat 8 luni, jumate, 9, evaluarea și traducerea, care a făcut-o guvernul Turciei, și ei au anunțat o licitație conform procedurilor guvernului Turciei. Au participat mai multe companii și compania respectivă a dat prețul cel mai jos. Eu n-am știut prețul până când nu l-ați publicat-o dumneavoastră în mass-media. Знаете, я очень надеялся, что в этом здании я подпишу первый указ о роспуске парламента и назначении даты выборов, досрочных, либо очередных. Но так как после последних политических событий есть вероятность, что могут быть и досрочные парламентские выборы, я не успею здесь подписать указ по роспуску парламента, подпишу его в другом офисе. Я надеюсь, что я здесь подпишу указ о назначении нового правительства. То есть будет два варианта. Либо роспуск парламента, либо назначение нового правительства уже после досрочных парламентских выборов. Eu atunci când am discutat cu domnul Erdogan în luna mai 2017 la Istanbul, și am avut o discuție destul de bună prietenoasă, noi din partea lor nu am auzit nicio condiție. La fel cum nu am auzit condiții și din partea altor parteneri care au implementat și proiecte importante în Republica Moldova. Drumuri, grădiniți, școli. Important că prietenii noștri sunt gata să ne ajute. Noi nu trebuie să căutăm nod în papură. Și eu vreau să mă adresez celor care vin unii cu critici, semne de întrebare. Eu înțeleg lupta politică. Dar cei care pe parcursul ultimilor 9 ani adică în această clădire stăm pe rajini. Și au fost la guvernare toți acești 9 ani. Nu le rușine să vorbească că ei numai au lichidat, au închis școli, au închis spitale. Și acum că noi am început să facem ceva pentru Moldova, nu din banii publici. Ei vin cu critici. Eu vreau să vă spun că astfel de proiecte importante pentru stat vor mai fi. Și nu doar cu suportul din est sau din vest. Pentru noi este important să facem ceva pentru oameni, pentru țară și dacă putem să o facem, nu din bani publici, nu din bugetul de stat, trebuie să facem acest lucru. Eu vreau să vă spun că pe parcursul la peste 20 de ani, de când colaborăm cu TICA, Republica Moldova, au fost acordate mai multe 10 de milioane de euro. În Găgăuzia, grădinițe, drumuri, casa de cultură acum se repară. Aici, în Chișinău, la Spitalul Mame și Copil, alte proiecte. Și niciodată nu s-a pus condiții. Vor să ne ajute. Ne ajută. Cei care ne dau autobuse din, nu spun țara, că nu-i corect, înțelegem de unde, de alături, prietenii noștri, frații noștri, cei ne pun condiții? Ei ne vor bine, ne acordă autobuse și trebuie să ne bucurăm de aceasta. Конечно, мы надеялись запустить этот проект в прошлом году. И мы хотели его запустить. Но перевод всей документации с молдавского на турецкий и все процедуры в Турции затянулись. Поэтому уже сказали, к маю никак не успеем, чтобы было отремонтировано. Поэтому будет, ну, господин посол говорит, июле. Я думаю, что к 27 августа мы должны его открыть. Второе, что от Молдовы требуется, вам уже сказали. Никаких условий нету. И не было ни для одного проекта из тысячи проектов, которые уже ТИКа и Турция помогла Молдове. И третий ответ. Нужна или нет промульгация каких-то соглашений со стороны парламента или правительства? Мой ответ. Нет, не нужна. Потому что есть соглашение, подписанное между правительством Молдовы и правительством Турции для таких проектов, которые делает ТИКа на территории Молдовы. И процедура четко установлена государством. Никаких нарушений не было и не может быть. Это государственный символ, это здание президентуры. Pentru mine, ca cetățean al Republicii Moldova, aceasta este simbolul statului. În centrul orașului stă o clădire devastată, în părajnă, cu un gard de foi de ardezi pe împrejur, de tablă. Nu, ne face oare nouă asta cinste? Nouă, ca cetățeni. Și din 9 ani, clădirea asta așa, adică. TICA, la moment, doar în Găgăuzia, eu știu că se construiesc 2 sau 3 grădinițe de la zero. Se construiesc spitale, se repară alte obiective, se face un centru de azil pentru bătrâni, dacă mă greșesc. Noi, anul trecut, cunoașteți, eu personal, am lansat prin Fundația de Binefacere reparații în vreo câteva sute de grădinițe. Anul acesta vor fi încă 500. Totul este prioritar. De unde
prioritar pentru noi a fost ca pentru această clădire, comparativ cu Parlamentul care este în față, s-a cheltuit peste 40 de milioane de dolari, în special bani din bugetul de stat, din bugetul de stat. Aici nu se va cheltui niciun ban din banii publici. Pentru mine aceasta prioritară.